Am așa o întrebare referitor la crearea noilor locuri de muncă în țară, la noi. În cazul revenirii peste hotare, diaspora, cetățenii care major, cum un număr mare vin de caz peste hotare și, din câte cunoaștem, doresc să revină în țară. Vă mulțumim foarte mult pentru întrebare. Asta e o dramă a țării noastre, a societății noastre. Foarte mulți au plecat, încă mai pleacă, nu atât de mulți, dar noi trebuie să le creăm condiții ca ei să revină. Chiar personal am reușit să aduc în țară câțiva, la nivel înalt de funcționari. Pe unul l-am ținut 3 ani de zile, de exemplu pe Sergiu Cioclea, fost guvernator al Băncii Naționale, l-am adus tocmai de la Paris, de la salariu de 500.000 de euro, apropo. Dar a venit, a stat 3 ani de zile și a pus umărul pentru a reorganiza tot ce înseamnă sistemul bancar și ne-a ajutat să depășim criza. Cazuri de genul ăsta mai sunt, univa unicate sau unități. Dar cel mai important este ca noi să oferim stabilitate economică și locuri de muncă pentru toți care vor să revină și pentru alții care sunt încă în țară. Noi am reușit, anul trecut, de exemplu, să creăm 60.000 de locuri de muncă. Poate nu este mult dacă este, te gândești ca și economie, în general. Dar uitați-vă, la Bălți câteva întreprinderi noi. La Cahul, Draxelmeier a venit și a organizat producția aici. Acum sunt 1.000 și ceva, dar vor să crească până aproape de 3.500 în timpul cel mai apropiat. La Comrat, Fujikura, iarăși companie japoneză. La Strășeni și Orhei, Sumitomo, unde și fostul nostru coleg Igor Corman este director. 60.000 de locuri de muncă în câteva industrie. Problema însă este că noi deja pe unele domenii nu mai avem oameni. Și de aceea noi trebuie să începem să gândim puțin în perspectivă. Noi ce folos că avem 40 de universități în țară? Și avem juriști și economiști la fiecare colț. Noi nu mai avem ingineri și nu mai avem sudori și nu mai avem macaragii. Oameni care au șantiere de construcție ne spun că nu găsesc un macaragiu pe care vor să-l plătească, atenție, cu 1.500 de euro în Chișinău. Și nu sunt, că au plecat la Moscova sau au plecat în Europa. Deci pe de o parte creăm locuri de muncă, dar pe de altă parte trebuie să creăm condițiile ca acele locuri de muncă să fie valorificate. Iată de ce vrem să revedem sistemul de învățământ, să revenim la școlile profesionale și de ingineri, să avem oameni care efectiv să și lucreze, inclusiv la strung, fiindcă nu sunt, și mai mult ca atât, să creăm condiții ca să cel care se angajează să aibă și pachetul social. Iată de ce venim, de exemplu, știți foarte bine că a început să funcționeze la noi în țară sistemul tichetelor de masă, care supliment la salariu a fie undeva 800-900 de lei, 45 de lei pe zi, care este neimpozat, neimpozabil pentru angajat și deductibil pentru angajator. Vrem să creăm condiții ca să oamenii să poată combina lucru cu studiile. Asta înseamnă educația vocală sau duală. Și deja sunt anumite industrie de genul ăsta. Toate acestea sunt menite ca să creăm locuri de muncă. Ba mai mult ca atât. Statul astăzi, programul care noi l-am început anul trecut, oferă 40.000 de lei pentru 2 ani de zile celui care creează locuri de muncă mai mult de 100. Dacă astăzi am 90 sau 80 de locuri de muncă, ca antreprenor nu beneficiez de programul ăsta, dar dacă mâine încep să creez locuri de muncă, să ofer, statul mi-asigură de la 101 în sus câte 40... De fapt, sună felul următor. Îți achit toate impozitele pentru acel om pe 3 ani de zile. Na, ieși la angajează. Dă-i salariu, dar eu îți achit toate impozitele. Adică astea sunt proiectele și programele. Plus pentru tineri. Sunt foarte multe acum care se pot adresa în programe speciale la Ministerul Economiei și beneficia de bani de la stat ca să-și pornească o afacere. Tot ce înseamnă pare 1 plus 1 pentru cei care vin de peste hotare. Tot ce face ODIM, Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Și în multe sectoare. Plus legislație specială pentru unele domenii, de exemplu, telecomunicații și tehnologii informaționale. Noi într-un an, la anul trecut am format așa numită legea parcurilor IT, care e o chestie virtuală, un fel de zonă economică liberă, dar virtuală, nu trebuie să te vii acolo geografic undeva. Dar rezidenții parcurilor care se înregistrează ca rezidenți nu plătesc impozit pe venit, TVA, taxe sociale, nu plătesc nimic, plătesc doar 6% din vânzări. Și că într-un an de zile noi avem peste 120 de companii formate noi, anume în parcurile IT.
Și e că toate aceste elemente presupun crearea locurilor de muncă și menținerea sau aducerea celor care vin de peste hotare. Nu-i sfârșitul, trebuie mai mult și mai mult și mai mult, mai ales pentru unele domenii.